În perioada domnitorului Cuza se dăduse o lege care a poporul îi spunea Ocaua lui Cuza. Astfel că într-una din aceste zile, Cuza Vodă se deghizase în țăran ca să afle dacă negustorii folosesc ocaua mare ca unitate de măsură cea permisă prin lege. Așa se face că a dat peste un comerciant care a încercat să-l înșele folosind ocaua mică. Să măsura. Da, sunt două livri, că atunci măsura cu livră. O livră și tot așa, subdiviziuni. Cea din mâna colecționarului din Botoșani e ocaua mare, veche de pe timpul domnitorului. A primit-o de la un bătrân care i-o dăruise, știind că acesta strânge diferite obiecte vechi. Are și pansoane care atestă vechimea. Dacă ne uităm în cartea cu pansoane, găsim piesa respectivă datând de atunci, anii 50, 1850-1860. Are și o oca mică, pentru care colecționarul cere 50 de euro, cu 100 mai puțin față de cea care se folosea legal. Lângă colecția de antichități, domnul Dănilă deține și o lampă ca cea a lui Aladin, primită cadou de la un arab și pe care o comercializează cu doar 60 de lei. Aici se pune ulei frumos mirositor, se dă foc și avem aer parfumat. Bine să vreun duh, nu dacă... Dacă o fricăm, probabil că iasă două duhuri. Comerciantul din Botoșani deține numeroase chilipiruri, unele dintre ele unice în țară, dar cu toate astea le vinde la prețuri de nimic. Domnul Dănilă și-a strâns obiectele de pe tarabă la sfârșitul târgului de antichități organizat weekendul trecut în Bacău, așa că dacă vreți să cumpărați ceva de la el, îl găsiți la următorul târg sau la el acasă în Botoșani.